Bun găsit, sunt Marian Voicu. Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă criză, cea a migranților de la frontiera sa estică. Crizelor sanitară și energetică li s-a adăugat încă una, pe care Bruxelles o califică drept un război hibrid dus de Belarus, cu sprijinul Rusiei și în care migranții sunt folosiți drept arme. În România, Laura Codruța Kövesi rămâne o țintă pentru dezinformări, chiar dacă nu mai este șefa DNA-ului, iar moartea unui cunoscut cântăreț de muzică populară a fost folosită pentru a răspândi o teorie a conspirației. Iată sumarul ediției. Laura Codruța Kövesi va pierde mandatul de șef a parchetului european. Este breaking news sau breaking fake news? Tatiana Țarfula explică. Știrea că Laura Codruța Kövesi a pierdut procesul împotriva Consiliului Superior al Magistraturii pentru gradul profesional de procuror de parchet general s-a viralizat rapid în toată presa. Numai că o parte a mass media a transformat-o într-un breaking fake news. În 2018, Kövesi a cerut celor de la CSM să îi dea grad profesional fără concurs, doar în virtutea faptului că a fost procuror general al României. Nu s-a întâmplat acest lucru, s-a ajuns în instanță. În 2019, Kövesi câștiga la Curtea de Apel din București, iar acum, la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a decis respingerea definitivă a acestui grad și rămâne cu gradul de parchet de pe lângă tribunal. Ce înseamnă asta? Gradul profesional de parchet general era una dintre condițiile pentru a ocupa funcția de procuror șef al parchetului european. Astfel, procurorul șef al acestui parchet poate fi selectat dintre procurorii care dețin calificările necesare, mai exact, acest grad. Acum ar putea, cine știe, să-și piardă această funcție, rămâne la latitudinea celor care decid în astfel de situații. Informația din această știre este că Laura Codruța Kövesi a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu CSM pentru gradul profesional de procuror de parchet general. Asta după ce, în urmă cu 2 ani, câștigase la Curtea de Apel București. Acest lucru presupune că doamna Kövesi revine la gradul profesional de procuror de parchet de pe lângă tribunal. Știrea nu se oprește aici. Ne anunță că vor fi consecințe, în timp ce pe ecran stă afișat un mare titraj. Breaking news, bombă pentru Kövesi. Cum ar putea pierde funcția europeană? Informațiile transmise rapid de către reporteri și care s-au succedat pe parcursul a 3 ani de zile nici nu mai contează. Titrajul de pe ecran i-a indus subliminal telespectatorului ideea că Laura Codruța Kövesi ar putea pierde funcția de procuror european. Ce legătură există între pierderea gradului profesional și pierderea funcției de procuror șef al parchetului european? Aflăm din știre că, cităm, gradul profesional de parchet general era una dintre condițiile pentru a ocupa funcția de procuror șef al parchetului european. Informație complet falsă. Dacă ne uităm pe site-ul Uniunii Europene, vom găsi regulamentul Consiliului din 12 octombrie 2017 de instituire a parchetului european și normele privind funcționarea acestuia. La capitolul 3, statutul, structura și organizarea EPPO, secțiunea a doua, găsim numirea și eliberarea din funcția a procurorului șef european, iar la aliniatul 2 se spune procurorul șef european este selectat din rândul candidaților. A. Care sunt membrii activi în cadrul parchetelor sau al magistraturii statelor membre sau sunt procurori europeni activi? B. Care oferă toate garanțiile de independență? C. Care dețin calificările necesare pentru numirea în cele mai înalte funcții de la nivelul parchetelor și al magistraturilor din statele lor? Este vorba despre calificarea necesară numirii în funcții înalte la nivelul parchetelor și magistraturii din România și nu despre gradul profesional. Doamna Kövesi a deținut aceste calificări din moment ce a ocupat efectiv cele mai înalte funcții din Ministerul Public din România. A deținut funcția de procuror general timp de 6 ani și funcția de procuror șef DNA pe o perioadă de 5 ani. Nimeni nu a contestat vreodată faptul că nu ar fi avut calificarea necesară să dețină aceste funcții și nici că le-ar fi deținut în mod ilegal. Pentru că funcția nu are nimic de-a face cu gradul profesional. Informația falsă din această știre pleacă de la confuzia creată voit între funcție și gradul profesional.
Simplu spus, este ca în armată. Funcția bate gradul. Așadar, gradul profesional al doamnei Laura Codruța Chioveși nu are nimic de-a face cu numirea în funcția de procuror șef european, pentru că acesta nu a fost o condiție în cadrul procesului de selecție. Lucifer se ascunde în vaccinuri, dar slănina râncedă te vindecă de COVID. Peste România se va lăsa întunericul, iar episcopii români sunt vânați de ocultă. Iată despre ce ne vor vorbi astăzi Zaiafeț și Geminski. Fraților, deși credeam că am rezolvat treaba cu fake news-ul încă de săptămâna trecută, se pare că nesimțiții ăștia inventează în continuare prostii. O nouă teorie înspăimântătoare distruge butoanele de share și încinge contoarele de vizionări de pe net. De data asta, vestea ne vine din îndepărtata America. O teorie a conspirației antivaccinistă susține că serul anti-COVID-19 produs de către compania Moderna ar conține o substanță numită luciferază. Potrivit unor antivacciniști, serurile împotriva COVID-19 conțin luciferază, nume cu rezonanță satanică, iar această substanță luminescentă ar face ca cei vaccinați să poată fi urmăriți de către autorități. Luciferaza chiar există, dar din păcate pentru noi toți, nu e esență de diavol. În ciuda tuturor așteptărilor, nu stă nimeni să colecteze sucul satanei în sticluțe. Luciferaza e pur și simplu o proteină care le permite licuricilor să strălucească în întuneric. E inofensivă și din păcate, sau din fericire, vaccinul nici măcar nu conține așa ceva. Toată aberația asta a pornit de la un tweet al doamnei Emerald Robinson, corespondent Newsmax și femeie care zâmbește satisfăcută privind declinul Occidentului. Într-o zi cu inspirație, ea a scris: dragi creștini, vaccinurile conțin un marker bioluminescent numit luciferază, astfel încât să puteți fi urmăriți! Citiți ultima carte a Noului Testament ca să vedeți cum se va termina asta! Are perfectă dreptate. Citiți numărul 666 al colecției de reviste Infractoarea ca să vă lămuriți exact că semnele erau de multă vreme la îndemână. Am fost noi orbi, dar asta e altă poveste cu revista aia. Luciferaza, aia care există și e doar o proteină inofensivă, a fost într-adevăr folosită în faza experimentală a vaccinului. Asta pentru a ilumina mai bine ceva care poate fi studiat la altceva, ca să știm dacă aia sau ailaltă. De fapt, e folosită în tot felul de experimente. Singurul lucru îngrijorător e că se numește luciferază. Să ne calmăm totuși. Și Adrian se numește minune și nu l-am văzut încă transformând apa în vin. Și Salam se numește Florin și până acum nu l-a văzut nimeni în Florint. Bine, cu excepția câtorva aleși de la nunta aia unde a deschis prin muzica lui o legătură cu portalurile energetice din Bucegi. Între timp, pe Facebook, un cetățean cere ajutor. Plămânii tatălui sunt afectați 70-80%. Ce sfaturi puteți să-mi dați? Mulțumesc! Alt cetățean sare în ajutor, venind cu soluția magică. Dați-i mereu ceapă coaptă, miere mereroasă călite și am auzit de la un călugăr că slănina râncedă, câte o bucățică, e bună de plămâni. Dacă nu merge așa, am auzit că merge să rostogolești omul în bucăți de varză murată și să-l ții apoi la foc mic. Apoi, un cioban bătrân mi-a șoptit să întind și niște smântână peste, că o să doară mai puțin. Sau, deși o variantă mult mai rară și mai riscantă, ai putea să încerci să consulți un medic în loc să întrebi pe Facebook. Dar stai, abia am apucat să ne lămurim cu luciferaza din vaccin că, de nicăieri, vine întunericul peste noi. Știrea despre o iminentă pană de curent care va afecta toată Europa s-a viralizat zilele astea în mass media și pe rețelele de socializare. Este vorba de un fake news pornit de la un material informativ realizat de oficialii guvernamentali austrieci pentru pregătirea cetățenilor și a autorităților în cazul unui astfel de eveniment. Totul a pornit de la un clip explicativ cât se poate de recent și de real. Ministerul Apărării din Austria a făcut preventiv un filmuleț cu tema "În caz de blackout, uite ce să faci". Mulți au preluat știrea crezând că e sigur că vine întunericul. E ca și cum n-ai mai zbura niciodată cu avionul, pe motiv că la început îți spun ăștia ce să faci în caz de accident aviatic. Păi cum? Doar nu mi-au spus degeaba. Înseamnă că o să picăm cu avionul, nu? Claudia Tanner, ministru austriac al apărării și femeie care se întreabă unde naiba e baia, a avut proasta inspirație să spună că s-ar putea întâmpla un blackout la un moment dat. O pană de curent este o întrerupere a energiei, a infrastructurii și a provizionării la nivel european. Este un risc realist și în același timp subestimat. Prin mare, scopul nostru este să îmbunătățim rezistența Republicii noastre în ansamblu. La un eveniment major de la Viena am adus acest subiect în prim plan pentru 2500 de vizitatori. O performanță live impresionantă.
O fi fost impresionat live-ul ăla, dar spectacolul adevărat a fost ceva mai târziu pe net. După cum vă imaginați, lumea a luat o razna că ne bagă ăștia în întuneric, că dictatura luminii, că e ca în timpul bombardamentelor, că în curând sting soarele și apoi ce facem? Pipăim, trăim bâșbăit. Deci, așa ceva, deși reacțiile de pe net sunt aberante, filmulețul care informează cetățenii nu e rău. Hai să trecem și noi repejor prin câteva măsuri de luat în cazul în care va avea loc o defecțiune de lungă durată a sistemului energetic la nivel european. Vei avea nevoie de rezerve de apă, 2 litri de persoană pe zi, pentru 3-5 zile, mâncare, paste, orez, conserve, ceai sau cafea, ai grijă să ai la tine medicamente pentru următoarele 2 săptămâni, baterii, lanterne, lumânări, chibrituri, trusă de prim ajutor, haine groase, saci de gunoi, bandă adezivă și o mașină cu rezervorul cel puțin pe jumătate plin. Sincer, pe mine nu m-a convins pe deplin. Nu văd nimic acolo despre chestiile cu adevărat importante. Unde sunt decorațiunile de Crăciun? Unde e consola mea de gaming? Șaorma cu de toate? Palinca? Unde sunt integramele? Oricum, acum că v-am spus și noi, e clar. Oameni buni, ni se pregătește un mare blackout. Altfel, de ce am fi spus noi toate astea la TVR, nu? Între timp, pe Facebook. Nemernici, ne otrăvesc aerul și ne mai mirăm de ce sunt știrea cazuri de COVID, cum spun ei, dar de fapt ei ne otrăvește plămânii atunci de în aer cu chimicale care ne distrug plămânii. Emoționată de cele scrise, altcineva a continuat. Dumnezeu să le lumineze sufletul și mintea celor care fac rău, să pună pe sufletul lor duhul înțelepciunii și să le deschidă inima pentru a opri asemenea genocide. Ce să mai lumineze, doamnă, că la ei deja e blackout total și nimeni și nimic nu va mai face niciodată lumină în sufletele lor. Niciun coasar nu le-ar putea lumina inima și sufletul ăla întunecat al lor. Te-am informat! Dar stai, iată că a venit momentul să vă povestim și despre bravul luptător pentru libertate, Augustin Cezar Vieru, profesor de științe sociale și mândru posesor de coala a 3. Profesorul Augustin CV a lucrat intens la convingerea clasei a 8-a să nu se vaccineze. Boala ca boala, dar vaccinul, ăla ne vine de hac. A fost așa de agresiv cu copilașii că școala i-a desfăcut contractul de muncă. Poate părea imposibil să te dea ăștia afară din învățământ, dar Augustul Augustin Cezar Vieru a reușit. Dacă și tu vrei să fii concediat, dar nu reușești, uite cum să procedezi. Omul nostru preda la gimnaziu, dar orele de clasă nu durau suficient de mult ca să îndese cu nemiluita conspirații în copii. Așa că ce făcea? Intra pe net și făcea acolo grupuri de Facebook unde prezența era obligatorie, agresa verbal copiii, trimitea link-uri peste link-uri către site-uri dubioase, înjura, amenința și insista până te urcai pe pereți cu ideile sale crețe. Iată doar câteva exemple. Grupul l-am făcut eu! Nu e opțional, e obligatoriu! Cine a ieșit va fi ascultat la lecție! Corijența ai paște! E, las că le arăt eu! Copiilor le spunea, marș afară, nu ai ce căuta, și îți vorbesc cu marș pentru că așa vrea mușchiul meu. Aceste mesaje sunt scrise pe grupul de elevi al clasei 8-a de la școala Bohotin. Copiii de 14 ani îi atrăgeau atenția profesorului că nu are dreptul să-i amenințe cu scăderea notei la purtare doar pentru că nu sunt interesați de teoriile sale antivacciniste. Acum te întrebi, de ce e omul ăsta așa de insistent? Simplu. Augustin Cezar Vieru crede că în 3 ani cei mai mulți vaccinați vor crăpa sau vor suferi oribil. Crede că e momentul Thanos în viața reală. În 3 ani tăiem populația în jumătate. Dacă ai crede așa ceva, nici tu n-ai fi calm. Omul nostru panicat nu era ok nici înainte de pandemie. L-au dat deja afară din altă școală pe vremea când, în lipsă de conspirații antivaccin, prezenta filme împotriva avortului la școală. Făcea campanie anti-avort în școală, tot așa, extrem de agresiv. A ieșit scandal când a prezentat fetelor filme cu avorturi și a fost trimis la școlile din Bohotin și Roșu. Bine, de fapt nu l-au dat afară, doar l-au mutat la altă școală. Nu știm exact care e vina copiilor de acolo care au fost nevoiți să-l primească pe domnul respectiv. Dacă și în pandemie, dar și înainte, domnul Vieru se distra cu limitele normelor sociale când vine vorba de copilași de gimnaziu, e puțin probabil să se poată potoli vreodată. Și sperăm că pentru binele copiilor nu va mai primi niciodată vreun alt post de profesor. Între timp, pe Facebook. Am început vânătoarea episcopilor. Li se dă cu gaz și prafuri pe mănăstiri din elicopter.
apoi se duc să le facă teste deja pozitive. Internează forțat că e pandemie și test pozitiv fals, apoi intubează ca să le ardă plămânii. Al câtelea preot este omorât astfel de 2 ani încoace? Priviți episcopii cum așteaptă să inhaleze praf din elicoptere ca niște biete oițe inocente de sacrificiu. Cât va mai trebui să îndurăm? Cum de nu scăpăm odată, deși nu ne vaccinăm? Mai tragic, surse foarte nesigure din lumea gamingului ne-au spus că se pregătește un nou joc de către ocultă. Se va chema Vânătoarea episcopilor, ediția de pandemie. Mai sunt totuși și vești bune. Mai nou, se pare că și cei vaccinați au metode ca să scape de vaccin. Persoane care nu cred în beneficiile vaccinului împotriva COVID-19, dar care s-au inoculat, fie din cauza obligativității impuse de autorități sau angajator, fie datorită unor reguli de sănătate publică implementate de oficiali, încearcă să se detoxifice făcând băi cu borax, după ce o înregistrare video recentă susținea că acestea pot elimina efectele vaccinurilor. Așa e. Mai mult, dacă te îmbăiezi în lacul Snagov, într-o noapte cu lună nouă, o femeie virgină ți se va arăta. Te va lua de mână și te va trage în lumea ei, un fel de Narnia. Dar mai sexy. Acolo vei face dragoste cu ea și cu colegele ei, nimfe de lac și de pădure, până răsare soarele, moment în care vei fi eliberat printr-o peșteră din Carpați care întâmplător conține comoara lui Decebal. Și baia cu borax nu funcționează. Să nu fim proști. De ce, Doamne, suntem așa de proști? Te-am informat. Până data viitoare, consideră-te mai puțin neinformat. Cresc tensiunile la frontiera Uniunii Europene cu Belarusul. Mii de migranți din Orient și Africa sunt blocați aici. 9 au murit până acum. Polonia și țările baltice au declarat stare de urgență la graniță, mobilizând forțele armate. Uniunea Europeană acuză regimul Lukashenko, pe care îl numește regim de gangsteri, de folosirea migranților ca armă într-un război hibrid împotriva sa, cu sprijinul Rusiei. Care este miza? Invitații mei sunt Ovidiu Nahoi, redactor șef RFI România, jurnalistul polonez Mihal Kukavski și jurnalistul leton Ugis Libietis. What is the current situation at the border? The migration crisis started during the summer, but it intensified drastically in the last few days. Thousands of people are now stranded on the border between Poland and Belarus in terrible conditions. You have to know that. They are trapped and misinformed. Belarusian authorities distribute forms, for example, which suggest that there is a possibility for them to settle in Poland or Germany. This is not true. Migrants were escorted there on Monday by Belarusian security forces. Of course, they saw that the border is closed. Poles were not letting them in, and Belarusians are blocking their way out. These men, women, and children are hostages of the Alexander Lukashenko regime. It's very hard to know how many people from Syria, Iraq, Afghanistan, Yemen are in the woods alongside the border. Every day, people die from cold, hunger, and exhaustion. What are the routes by which they reach the border? And it is true that Minsk paid for their trip. Somewhere between August and September, there were large numbers of internet agencies. In most cases, people were transported directly to Minsk from Beirut, Dubai, Baghdad, Istanbul, Amman, by the Belavia planes. What were the armed incidents at the border? There are many incidents and provocations in the last few weeks, and Polish authorities suggest that further escalation of violence at the Polish-Belarusian border to be expected anytime soon. Till now, dummy grenades were thrown at the feet of Polish border guards. The Ministry of Defense published a film in which we hear shots, most likely blanks, being fired from the Belarusian side.
At night, I heard that the Belarusian soldiers took some dozens of Kurds, beat them, gave them the metal cutters and with pistols to their heads, told them to cut the fence and cross the border. Is there any political dialogue between Warsaw and Minsk now? There is no information of that there are some official talks taking place between Warsaw and Minsk, or even Brussels and Minsk. Such talks would mean the success of Alexander Lukashenko, who is very anxious for the European Union to recognize his presidency in full by negotiating with him. Ale to właśnie ten ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma swojego mocodawcę. I ten mocodawca jest w Moskwie. Tym mocodawcą jest prezydent Putin. Pokazuje determinację realizacji tego scenariusza odbudowy Imperium Rosyjskiego. Of course, there is a game of shifting blame now by European Union. They want to picture Belarus and sometimes even Russia as perpetrators of this crisis. Well, we've got used that the main slogan of European and Western politics right now is keep calm and blame Russia, so it's no surprise for us. Sie alle verfolgen die Bilder, die... You are all following these disturbing images. I had Russian President Vladimir Putin on the phone today and I asked him to take action with President Lukashenko because people are being used here. The Polish Prime Minister said that behind all this is Russia. Is this just a political statement or is more than that? It must be remembered that the border between Belarus and Poland is also the border between Belarus and European Union and NATO, which gives this conflict a completely different dimension. Considering the dependence of the Lukashenko regime on the Kremlin, it is impossible to imagine that Belarus has provoked a military conflict with its neighbor without the support from Kremlin, from Putin. Is this crisis politically speculated in Warsaw by the conservative right and Eurosceptics? Yes, of course. What binds the electorate of the Law and Justice right-wing government is a threat of various, mostly external enemies of the nation. Public media try to show migrants in the worst possible way, dehumanize them, which shifted public debate on how should we help them and turn it into an internal battle between activists and those who ask, why are we shooting at them yet? What is the current situation at the Latvian border now? I would say, thanks God, the situation on Latvian border is safe and quiet. Unfortunately, we can't say the same thing about situation of on Belarusian and Polish border, and in some cases also on Lithuanian border. How many people are stranded there between the borders? It is very hard to say because if we follow what is happening in Belarus right now, there's already one crowd of people who are already between those borders, and the other side is those who are still preparing to go there, and these people are still gathering somewhere in Minsk, and they are actually organized and taken to those border areas. They are preventing those people coming back as well. Is the army deployed there? Just few weeks ago, our Minister of Defense gave an order to start military maneuvers, which were not planned before, right in the close proximity to the border. The three Baltic presidents met in Vilnius, and one of their main messages was that we are
together in this, and we're getting support of each other, and we will support each other in any case if there is some threat to their national security or territorial integrity, for example. Is there any political dialogue between Riga and Minsk now? Well, actually, our political dialogue, direct political dialogue, finished beginning of this year when our ambassador was expelled from Belarus, and Belarusian ambassador was also expelled from Latvia. Do you think that is a reasonable statement, that the refugees are weaponized in a hybrid war against the EU? Of course. There is a huge difference between the 2015, when the refugee flow came from countries like Syria, which was torn by military conflict, and situation right now. In this case, this is an organized system with taking people from the countries, delivering them to other countries, delivering to the border, and actually putting them in kind of a trap. Because I would suggest that Mr. Lukashenko perfectly understands that, yes, this just creates the high tensions and pressure. It is a kind of pressure towards European Union. What do you think, what do your officials think, what the Latvian media think, that is the purpose of all this? What is the stake? I think one of the discussions which is lately going on is what is the role of Lukashenko in this question, because most probably this is not him at all, and there are more and more people and experts who are talking that this is a part of a bigger Russian game towards West, and this is not the first time when Russia is trying to undermine European unity, undermine European stability. There are lots of discussions going on, not as much about the situation on Belarusian and Polish border, but about the concentration of Russian forces near Ukrainian border. We are heating Europe, and they are threatening that they will close the border. And what if we block the supply of natural gas there? If they impose additional sanctions on us, indigestible and unacceptable for us, we must respond. That's the gas prices and gas deliveries from Russia to Europe. We already heard from Mr. Lukashenko that he threatened to cut off the gas supplies to Europe through Belarus. The issue of energy is very acute because, winter is coming. De ce acuză Uniunea Europeană Belarusul că folosește migranții ca armă într-un război hibrid împotriva Uniunii? Pentru că pur și simplu asta se întâmplă. Nu avem de-a face cu o criză, așa cum am mai avut. Grupuri de migranți se organizează, ele încearcă să treacă, ba din nordul Africii, ba dinspre Turcia. De data aceasta avem de-a face, și lucrurile sunt foarte clar documentate, cu acțiunea statului Belarus, care atrage acești migranți în Orientul Mijlociu prin intermediul unor agenții de turism, prin intermediul unor agenții aviatice. Adică le plătește transportul? Le asigură transportul, nu știm cine plătește, costurile sunt destul de mari, dar știm că din documentările care au existat până acum, există agenții care au fost deja delegate să se ocupe de vize, migranții sunt împinși către granița cu Polonia, Polonia încearcă să le blocheze accesul. Și Lituania. Și Lituania. Și Letonia. Și Letonia în ultima vreme. Suntem sub această presiune, care este clar organizată și încurajată de către autoritățile de la Minsk. Această propagandă a regimului de la Minsk, care ce vrea să arate? Iată, Uniunea Europeană, care spune că este deschisă, care spune că este Uniunea Drepturilor Omului, vă refuză vouă accesul acolo, deci ei nu-și respectă propriile valori. De-aia este o acțiune concertată de război hibrid, până la urmă. На некоторых политологических дискуссиях говорили, а почему вот когда из Турции шли беженцы в Евросоюз, Евросоюз выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой Республики. Почему нельзя
помогать также белорусам, понимать, что это предполагает и уважение людей, которые вот стали беженцами по вине Запада, прежде всего, который развязал агрессивные войны на Ближнем Востоке и на Севере Африки. Moscova susține că este practic aceeași situație ca și a Turciei, care atrage nenumărați refugiați în drum spre Uniunea Europeană, pentru că Turcia primește niște subvenții consistente pentru a rezolva această problemă, ei nu se mai îndreaptă către Europa. Moscova spune, dacă vreți să rezolvați problema, adoptați aceeași soluție și cu Belarusul. Situațiile sunt total diferite. Turcia este în proximitatea zonei de conflict, ba mai mult este implicată în conflictul sirian. Implicarea Belarusului în afacerile din Orientul Mijlociu e quasi inexistentă, deci nu există niciun fel de legătură între situația Turciei în vecinătatea zonei de conflict, implicată în conflict, cu interese asumate în zona de conflict și Belarus a aflat la o distanță apreciabilă și fără o implicare directă în acest conflict. Deci este clar că aici este o acțiune a statului Belarus de a profita de acești oameni și de a încerca să facă o presiune asupra Uniunii Europene. Fie pentru a obține bani, deși nu cred, fie că ăsta e scopul principal, fie pentru a scăpa de sancțiuni, ceea ce e mai plauzibil, dar și mai plauzibil pentru a crea mereu o stare de tensiune. Săptămâna trecută, polonezii au acuzat pe bieloruși că au făcut o incursiune în teritoriul național, s-a deschis focul. În același timp, Moscova susține că Polonia a făcut acest lucru și a invadat teritoriul Belarus. Ar putea o astfel de scânteie să fie scânteia care aprinde fitilul, practic? Astfel de crize locale pot foarte ușor să aprindă fitilul pe un fond de tensiuni mai larg în regiune și nu numai în regiunea respectivă. Adică dacă privim tabloul general, avem asări de trupe ale Rusiei la granița Ucrainei, avem această criză generată de Belarus, dar în spate se vede și Rusia cu migranții. Să nu uităm cine sunt țările europene cu care Belarusul intră în coliziune acum. Polonia, Letonia, Lituania sunt exact țările care găzduiesc cei mai mulți dintre opozanții regimului de la Minsk în situația de față. Avem apoi în Balcanii de Vest o stare de tensiune extremă, unde liderul sârbilor bosniaci amenință cu secesiunea, ceea ce poate reaprinde regiunea cu spectrul anilor 1990, iarăși în spatele lui se vede foarte clar mâna Rusiei. Un asemenea episod punctual de la frontieră, incident de frontieră, parcă așa a început și al doilea război mondial. Ar putea genera o situație extinsă cu consecințe imprevizibile. This is not a migration crisis. This is the attempt of an authoritarian regime to try to destabilize its democratic neighbors. Primul ministru polonez a acuzat Rusia că este în spatele acestei crize. Asta au făcut-o și unii oficiali europeni. Care sunt motivele pentru care se fac aceste afirmații? Pentru că regimul de la Minsk este în acest moment un regim captiv al Moscovei. Toată lumea știe asta. Acest proces de integrare a Belarusului în această uniune cu Rusia este în plină desfășurare. Nu se știe care va fi soarta lui Lukashenko pe parcursul acestui proces, dar este clar că el are cât tot mai puține pârghii la dispoziție de a acționa de unul singur. Apoi există rapoarte de pe teren, cum că există și ofițeri de informații ruși implicați în sprijinul acestor acțiuni pe care regimul de la Minsk le poartă împotriva Uniunii Europene. Deci este limpede că regimul lui Lukashenko nu și-ar permite o asemenea desfășurare de forțe, de o asemenea amploare, fără a avea în spate, dacă nu în sprijin direct, deși există deja rapoarte în privința asta, măcar o încuvințare tacită din partea Moscovei, căreia îi convine.
Urmează revista presei Fake. NASA confirmă că în biserici nu sunt microbi, europarlamentarii români produc euromistificări, migranții sunt transformați în arme, iar propaganda devine serviciu public. Horia Grușcă are amănunte. Arhiepiscopul Tomisului recomandă înlocuirea vaccinului anticovid cu Sfânta Împărtășanie. Înalt preasfințitul Teodosie a mai explicat la România TV și de ce crede că așa numitul certificat verde nu și-ar avea rostul la intrarea în biserici. În biserică, mai ales în Sfântul Altar, unde noi ne desfășurăm misiunea noastră, este lucru și vreau să aducem argumentele. Chiar specialiștii de la NASA au constatat aceasta. În altar nu prea sunt microbi, iar în Sfântul Potir nu sunt deloc. Noi lucrăm cu cele sfinte care nu au de-a face cu aceste contaminări. Fără probe, pomenirea de către arhiepiscopul Tomisului a Agenției Spațiale Americane ca garant al mediului aseptic din lăcașurile de cult terestre rămâne îndoielnică. În schimb, este certă confuzia pe care înaltul prelat o face între microbi, adică bacterii, și virusuri. Diferențele nu țin doar de formă și dimensiuni. Bacteriile sunt de vreo 100 de ori mai mari, ci și de modul de reproducere și efectele asupra corpului uman. Spre deosebire de bacterii, benefice în proporție de 99%, virusurile au nevoie de o gazdă vie în care preiau controlul organelor vitale și țesuturilor prin înlocuirea comenzilor ADN-ului cu propriile instrucțiuni genetice. Cea mai importantă diferență privește rezistența la intervenția medicală. În vreme ce bacteriile pot fi distruse chimic cu antibiotice, infecțiile virale nu au un tratament propriu-zis, iar boala își urmează cursul până când organismul se poate apăra singur. Menirea vaccinurilor, atunci când există, ca în cazul SARS-CoV-2, este tocmai să ajute organismul să elimine virusul. Dacă ar fi să credem afirmația europarlamentarului antivaccinist Cristian Terheș, postată în 7 noiembrie pe Facebook, Parlamentul European a devenit zonă liberă de certificat verde COVID-19 după o contestație adresată Tribunalului Uniunii Europene. Factual.ro a constatat însă că informația este truncheată și înșelătoare. Accesul aleșilor în sediile Parlamentului European rămâne condiționat de prezentarea certificatului. Temporar fac excepție doar 5 contestatari, care, după ce tribunalul le-a respins cererea de anulare a întregului regulament, au făcut recurs pe motiv că atât vaccinul, dovada trecerii prin boală, cât și alternativa prezentării unui test PCR negativ, sunt restricții discriminatorii la locul de muncă. Potrivit instanței, până la finalizarea procesului, cei 5 pot participa la activitățile parlamentare dacă prezintă un autotest salivar negativ. Criza umanitară a migranților de la granița dintre Belarus și Polonia este un bun prilej de speculații propagandistice pentru presa controlată de președintele Lukashenko, în tandem cu presa pro-Kremlin. De pildă, în reportajul din 9 noiembrie, difuzat pe canalul de stat, Grigori Azerionok, jurnalistul favorit al lui Lukashenko, construiește o falsă dihotomie morală, subliniind că de partea poloneză a frontierei este un vehicul militar, în timp ce în zona Belarus ar fi ajutoare umanitare. Pentru a-și întări mesajul, jurnalistul intervievează un conațional deputat care vorbește emoționat despre decizia Parlamentului de la Minsk de a acorda ajutoare migranților. Un mesaj cinic, de vreme ce în spatele său se zăresc soldați cu cagule care, practic, îi țin captiv pe migranți. Relația simbiotică dintre presa de stat belarusă și cea rusă devine evidentă când reporterul îi cere unui coleg de la Russia Today să împărtășească impresiile după noaptea petrecută la graniță. Acesta laudă atitudinea binevoitoare a belorușilor în contrast cu lipsa de omenie fascistă a grănicerilor polonezi, care nu au oprit motoarele mașinilor pentru a le permite migranților să doarmă. În timp ce regimul Lukashenko folosește criza migranților pentru a-și intensifica, prin presa controlată, propaganda antioccidentală, guvernul de la Varșovia a decis să nu le permită jurnaliștilor accesul la frontieră, preferând să distribuie imagini oficiale prin Ministerul Apărării.
Măsura a fost criticată atât în Polonia, cât și de organizații internaționale precum Reporteri fără frontiere, care o consideră arbitrară și disproporționată. De altfel, îngrijorările privind libertatea presei poloneze au sporit. Platforma civică a devenit ținta predilectă a televiziunii publice TVP. S-a ajuns ca susținătorii dreptului la avort să fie acuzați că folosesc simboluri satanice și acceptă canibalismul. Homosexualii, migranții și refugiații să fie demonizați, iar candidatul opoziției la președinție să fie etichetat ca reprezentant al intereselor evreilor. Sunt exemple care ilustrează crezul noului președinte al TVP, fostul europarlamentar al Partidului Lege și Justiție, Jacek Kurski. Jurnaliștii din serviciul public trebuie să apere Polonia în fața asaltului neobolșevic. Adepții ai vaccinării și antivacciniști și-au prelungit disputa pe paginile de socializare după ce au vizionat un videoclip filmat într-un avion în care o pasageră fără mască refuză să stea pe locul rezervat pentru că vecinul de scaun este nevaccinat. După discuții aprige, comandantul aeronavei pare să aibă ultimul cuvânt, explicându-i nemulțumitei că în avionul său nu face discriminări și că atât vaccinații cât și nevaccinații merită tratați cu respect. Jurnaliștii emisiunii Adevăr sau Minciună de la France 24 au dezvăluit că filmulețul care a încăierat internauții și care evocă o situație plauzibilă este de fapt un produs de ficțiune, cu scenarist, actor și regizor fiind înregistrat ca atare pe site-ul de specialitate Internet Movie Database, IMDb. Noua ordine mondială ascunde faptul că vaccinul nu funcționează, moartea cântărețului de muzică populară Petrică Mățu Stoian fiind o dovadă. Despre morți, numai conspirații de bine, spune Tătelu. Nici în bună seara, nici o salutare. Măi, oameni buni, iar nu este bine. S-a făcut breaking news-ul anul acesta ceva de speriat, mai rău ca producția de grâu pe vremea lui Ceaușescu. Iar de speriat, sigur că te sperii când vezi ce mai inventează lumea numai ca să propagi știri false. Ia uzi aici, cică, citesc din creatorii de conspirații. Moartea cântărețului de muzică populară Petrică Mățu Stoian arată că vaccinul nu funcționează, dar cei care lucrează pentru noua ordine mondială încearcă să ascundă acest lucru. Am încheiat citatul. Bă, deci nici pe cântăreții de muzică populară nu-i lasă ăștia să trăiască, mai exact să moară liniștiți. În loc să-i dea pace lui Mățu Stoian ca să le cânte îngerilor piesele care l-au consacrat, Coace, Doamne, prunele, cine n-are, ibovnică, sau mă duceam cu patru oi, ăștia care inventează știri false se bagă în sufletul telespectatorilor de la televiziunile de știri cu tot felul de conspirații. Doar ori mai convinge ceva români că albul este negru și negrul este alb. Iar în cazul lui Mățu Stoian, că acesta cânta muzică death metal în loc de muzică populară. Că acum cântă mai mult death decât metal, este adevărat. Ce nu este adevărat este că nu din cauza COVID-ului se întâmplă asta. Cu ce vor ei să ne sperie folosindu-se de moartea cântărețului de muzică populară? Ci că în rai nu e bine deloc. Îți cer ăia certificat verde la intrare. Asta deoarece Sfântul Petru este manipulat de Alde Arafat, pentru că altfel îi închide arabul raiul. Ce să mai, în viziunea ăstora cu fake news-ul, Sfântul Petru este ca un fel de paznic de la mol, din ăla care îți verifică green pass-ul. Rău a mai ajuns și raiul dacă este acum la mâna lui Arafat și a ocultei mondiale. Nu se primesc nevaccinați nici acolo. E mai rău decât la Sinaia, unde nu o să-ți poți face revelionul nici pe vârful omul, dacă nu ai certificat verde. Păi săracul Mățu Stoian a fost și vaccinat
și cu imunitatea furată de ăștia care zic că vaccinurile nu funcționează. De parcă autoritățile ar fi promis că dacă te vaccinezi, 100% nu mai mori niciodată, ba chiar o să învii, ori o să trăiești veșnic toată viața. Uite, de asta cu viață veșnică nu se poate bucura săracul Mățu Stoian, de care trag azi televiziunile de știri ca de o gumă de mestecat, pe care și-o plimbă din gură în gură toți prezentatorii, până când o vor stoarce de orice urmă de gust. Că numai de bun gust nu poate fi vorba la aceste instituții de presă, care se folosesc de moartea unui om ca să-și crească audiențele peste Titanic ori extragerea loto 6 din 49. Ce constatăm cu tristețe este că, din cauza fake news-ului, începe să se facă coadă chiar la aceste instituții de presă. Coadă de popi, fix ca la poker, careu de grași cu popi în coadă. Asta deoarece popii ar vrea să se reprofileze, întrucât televiziunile de știri fac mai mulți bani din înmormântări decât toată preoțimea la un loc. Ba chiar și groparii sunt geloși, pentru că al de Acces Direct și alte emisiuni de profil produc din fake news mai mult bănet din moartea oamenilor decât bisericile și cimitirele din taxele de înmormântare. Că acum s-a aflat că nu vaccinul l-a trimis pe Mățu Stoian să îi înveselească pe îngeri, ci oarece combinație de oxigen în exces, nici nu mai contează. Uite, asta ar fi o idee. Chiar așa ar trebui să se numească emisiunile acestea, care spun că noua ordine mondială l-a băgat pe Mățu Stoian în mormânt. Exces Direct. Dar nu are cine să le schimbe numele, pentru că ne-am obișnuit cu minciunile ca oile lui Mățu Stoian cu iarba de pe câmp. Că așa ne și tratează creatorii de fake news, ca pe niște oi. Dragii mei, în concluzie, nu mai înghițiți pe nemestecate orice știre ca oile lui Mățu Stoian iarba de pe câmp, ci deschideți ochii și mintea ca să înțelegeți mai bine că nici vaccinul și nici oxigenul nu omoară oameni, ci prostia și mai ales prostia în exces. Coace, Doamne, mințile, ca să îl parafrazăm pe însuși Mățu Stoian. V-am pupat în inimă, pe data viitoare! Atât pentru astăzi. Până la următoarea ediție, cu bine!